Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la o nouă reacție. Bă, acum merge microfonul, băgam și pula. Merge acum, ca din aur, la când am filmat un episod cu Arkham Knights. Arkham Dog. Și pula, ce pula mea vorbesc cu ei, sunt retardat, putem-o așa în gura mea. Când am filmat un episod nou din Gotham Knights, până aproape de sfârșit, am văzut că avea microfonul oprit. Și îmi cer scuze pentru chestia asta, dar vă las videoclipul acolo fără sunet, pentru că nu pot să mai dau timp înapoi ca să reiau jocul de unde am rămas până să încep videoclipul. Astăzi, fraților, reacționăm la Max Infinite, o legendă care s-a dus pe apa sâmbetei, mâncați și pula ta. Deci, primul meu YouTuber la care m-am uitat a fost Max Infinite, dar m-a fost Pink și nu mă țin minte, cred că și Rafa la un moment dat. Dar știu că primul meu YouTuber la care mă uitam în continuu când eram mic, în, nu știu, în 2010, 2011, 2012, cam așa, era Max Infinite. Băi, și îmi plăcea seria, m-am uitat la toată seria lui de The Forest, DayZ și cu ce jocul jucat. Bă, înainte Max era altceva, tată. Înainte Max Infinite, stați așa. Max Infinite. Să intrăm la el pe canal, să dăm pe între cele mai vechi. Ia uite, seria lui de Arctic Minecraft, seria cu DayZ, când a început, acum 10 ani, tată, 10 ani, cu Rust, bine, la Rust nu m-am uitat cine știe ce, dar mai avea el niște jocuri pe aici, Breaking Point m-am uitat, Miscreated, m-am uitat The Forest, seria lui de cu The Forest, seria lui cu Seven Days to Die, și eu de aici știam de jocul ăsta, care îl facem și noi. Adică, băi, frate, juca jocuri toate și a fost printre cele mai mari legendi. Și acum să vezi că face noua serie Skibidi e aici. Skibidi WC-ul. Așa, credeți să dăm drumul la această reacție care să mă bată mama, deja începe cu dislike. Nu uitați și voi să apăsați pe acel butonaj de like și subscribe-ați acolo un follow pe contul de TikTok și Instagram care le aveți la mine în descriere și, bineînțeles, să apăsați pe acel clopoțel pentru a primi notificare când sunt live sau postez un videoclip nou. Astăzi vom reacționa la noua serie Skibidi WC Multiverse. Este vorba despre... Băi, tată! Băi, Max, tată! Ce ai ajuns, mă, mâncați și pula ta? Faci reacție la Skibidi WC? Băga mie și pula în ele de Skibidi WC-uri, pe bune, băi, Max, pe bune? Și-a dat, asta purul exemplu că și-a dat cariera pentru bani. Și în momentul de face totul, mai face content pentru copii, care este foarte vizionat și se face o grămadă mulți bani. De asta vă mâncați. Și de ce alții au preferat să rămână un pic mai irelevanți, dar să continue cu YouTube și să facă ceea ce le-a plăcut întotdeauna? De ce? Doar pentru că a trebuit să se reinventeze Max și nu numai Max, și mulți YouTuberi care înainte erau buni să se reinventeze pentru o sărăcie de content? Păi mai bine nu m-aș face YouTube dacă să fac content ăsta. Nici pentru cei mai mulți bani în lumea asta. Să-mi bag pula în gura mea dacă aș face un content de căcat ca ăsta pentru copii. Da, vreau să fac și content de căcat, sau content nu neapărat de căcat, content pentru copii, fac content pentru copii pe un alt canal și eu îmi continui treaba mea pe un canal și continui pentru copii pe un alt canal. Da, ce content dăm copii? Nu aș mai juca Roblox în pula mea, că am 22 de ani, nu mai juca Roblox. Aș încerca să fac o animație în stil desen animat pentru copii. Nu să mă joc Roblox, nu să mă joc căcatul ăsta. Uite, na. Spre ceva nou nouț, așa că nu uitați să apăsați pe butonajul de like dacă vă place și dacă mai vreți și alte episoade. Și hai să începem de la început. Uitați-vă câte Skibidi WC-uri s-au strâns aici. Poftim, Skibidi WC, băgăm ești pula să-mi bag. Un coie Skibidi, bă, nu, deci... Să-mi bag pula. Ca ideea, ăsta era Max, da? Ăsta era Max. Așa, m-am spunat din nou. Am făcut niște schimbări la lume, la world. Am schimbat zombie, acum nu mai fug pe timp de noapte, pentru că sau pe timp de întuneric, pentru că e foarte, foarte dificil. Și v-am zis, eu sunt începător
Și momentan vreau să-mi văd jocul, așa că vom lăsa zombie așa. Deci ăsta e Max, da? Pe vremuri. Vreau să-i dau unde mai serialul lui cu The Forest. The Forest introduce data de lansare. Ia uite. Băgame și pulanile de reclame, coaie! Știi însă ce n-a avut niciodată România? Propriul său conținut dedicat în World of War. Salut, eu sunt Max și bine v-am găsit la The Forest. Asta e prima dată când deschid jocul ăsta, abia s-a lansat acum câteva secunde. După cum vedeți acolo, time until public alpha release. Ce? Suntem doar noi singuri? Oh-oh! Ce se întâmplă? Deci, ăsta era Max. Oh, nu. Acum 9 ani. Este Max acum. Dar ăsta nu este începutul, așa că începem chiar în acest moment. Dar înainte de toate, vreau să facem ceva foarte interesant și anume, vreau ca fiecare dintre voi să apese pe butonașul de like și să-mi spun... Ia uite ce e în comentarii. A mai murit încă o legendă. Un răspuns. Păcat. Normal că e păcat. Pentru munca depusă. Ești YouTuber, nu vreau, uite, știu, Corneliu, da? Corneliu, un copil. Astăzi vom copii. Reacționa la... Copiii se uită la căcatul ăsta. Nu sper să mai faci pe chibiul ăsta, veci eu. Na, content pentru copii. Înțelegi, dar... Eu am crescut cu el, copiii poate de acum când se uită la el, așa l-au întâlnit. Și mulți copii nu se mai uită la episoadele vechi, înțelegeți? Dar veteranii cu care am crescut cu el, între care mă număr și eu, au crescut cu asta, tată. Cu asta, tată. Cu Arctic Minecraft, cu DayZ, Rust. Bine, dar Rust nu m-am uitat cine știe aici. Cu The Forest-ul lui. The Forest. Ce serie mai avea el pe aici? Dar mă uiți, nu prea m-am uitat. Cu Seven Days, dai, State of Decay. Eu de aici știu de jocul State of Decay. Eu de aici știu de el. Unturned, nu mai zic de Unturned cu Pink. Nu mai zic de jocul Unturned cu Pink. Papers, Please. Care și de la, și de la Rafal știu. Adică noi am crescut cu ăștia. Noi am crescut cu ăștia. Cu acest Max. Nu cu acest Max. Noua serie, Scribe-Liveceu Multiverse. Este vorba despre ceva nou. Fiecare e liber să facă ce vrea pe YouTube românesc, dar sincer, ce content de căcat face Max de când a început să facă content de căcat? Putea să lase contentul ăsta pe un alt canal, să facă un canal separat, numai pentru copii. Și să posteze înainte, să posteze în continuare videoclipul, să facă live-uri cu jocuri, cum făcea el înainte să se apuce de căcaturile astea. Dar de-aia nici nu mai sunt abonat la el, după cum puteți vedea, nu mai sunt abonat. M-a făcut să mă dezabonez tot căcatul ăsta de content. Așa că nu uita să apăsați pe butonul de like dacă vă place și dacă mai vrei și alte episoade. Păcat, s-a mai dus o legendă. Dar ăsta este purul exemplu că și-a dat cariera pentru bani. Poți să spui că și-a făcut cariera pentru bani. Da, nu zic că nu face viziune, nu zic că nu. Dar și-a dat contentul pe care a început și la care a lucrat 9 ani de zile. Nu chiar 9 ani. 10, 8 ani de zile. 7-8 ani de zile la care a lucrat. Să-și formeze un nume, să crească pe YouTube ăsta. Și-a dat toți anii aia pentru content de copii. Dar na, fiecare face ce știe mai bine cu canalul lui și așa mai departe. Dar părerea mea, eu în viața asta, decât să fac content de ăsta de căcat, da? Pentru copii, mai bine mă las de YouTube. Mai bine mai postez. Nu mă pula dacă mai postez. Dacă aș face content ăsta, n-aș mai posta eu. Asta e părerea mea. Asta e părerea mea. Și eu cred că nu mai e numai părerea mea, părerea multora.
Dar, na, asta e, s-a mai dus încă o legendă. Dacă vreți să mai facem reacții cu alte legende care s-au dus pe Apazmi sau care au început să facă content de copii, nu uitați să lăsați un comentariu unde scrie, dar cam atât o să fie și cu acest episod, cu această reacție. Nu uitați să apăsați și pe acel butonaj de like și subscribe-ați acolo un follow pe contul TikTok și Instagram care l-aveți la mine în descriere și, bineînțeles, să activați clopoțelul pentru a primi notificare când sunt live sau postez un videoclip nou, o nouă reacție și așa mai departe. Până data viitoare, eu am fost GRS, toate cele bune, v-am pupat!